Pe-n picior te plai, pe gură de rai, mării se întâlniră și în drum se opriră trei turme de miei, cu mulți ciobanii. Nu ziceți, domnul Cașai, care e problema? La apus de soare, vor să mi te omoare. Măcar să fi fost deștepți. Minimum 6% vorbe de luni până vineri. 11 metri cu Andy Stănescu și Radu Banciu la Sport Total FM. Bun găsit, dragi prieteni, erau vremurile bune alea, 6% vorbe, atâta erau și în conservele alea de icre pe care le luam și scria icre de crap mare pe ele cu impoziție. Începea așa, apă, ulei, sare, piper, nu știu ce, și la sfârșit, a 10-a după virgulă, scria icre de crap minimum 6%. Deci atâta erau. Cum să iei, bă, icre, și ele aveau 6%, deci 94% era altceva. E, asta era producția la noi, la hectar, dar cred că e la fel și acum, dacă te duci și cumperi din prăvălie la întâmplare. Așa, sigur, găsești și de alea cu 13-14%, dar alea sunt scumpe. Sunt și cu 25%, alea deja ți se apleacă dacă mănânci mai mult de o felie pe zi. În fine, ne facem și noi curaj. Am avut un weekend interesant, n-aș spune cel mai bun din lume, deși OM a câștigat cu 6-1 la Toulouse. Vreau să informez pe telespectatori că nu s-a mai întâmplat acest lucru din 23 martie 1970. OM a bătut atunci la Red Star tot cu 6-1, deci de 45 de ani nu mai câștigaseră în deplasare într-un meci oficial în Ligă sau în premier division cu 6-1. Iar Toulouse n-a mai primit 6 goluri pe teren propriu decât o singură dată în istorie, în 1982. A fost învinsă 6-2 de Sochaux. Atât. E bine, în aceeași etapă în Franța s-a egalat recordul de goluri din acest sezon. 37 de boabe s-au marcat în 10 meciuri, net peste 3 goluri pe meci. PSG câștigând cu 4-1 acasă cu Lens, iar Lyon aseară cu 5-1 pe terenul lui Montpellier. Primele trei clasate așadar au reușit să facă scoruri nemaipomenite, cum nu s-a mai întâmplat în acest an. 4-1, 5-1 și 6-1. De notat că în dublă manșă Marseille a bătut-o pe Toulouse așadar cu 8-1, 6-1 în deplasare și 2-0 acasă, iar Lyon a bătut-o pe Montpellier cu 10-2. 5-1 a fost în ambele manșe. Cel mai sărac dintre campionatele importante ale Europei în numărul de goluri marcate, campionatul francez a oferit totuși în acest weekend o excepție de notat din punctul ăsta de vedere, dar ziceam, n-a fost cel mai bun weekend posibil, întrucât primele 6 clasate au câștigat toate. Deci aici n-am reușit să facem mare diferență. Pozițiile au rămas neschimbate în ierarhie, iar în primele 10 clasate doar Montpellier a pierdut, și asta pentru că a jucat cu Lyon, care este liderul clasamentului. Din primele 10, 9 echipe s-au impus. Asta este dramatic dintr-un anume punct de vedere. Asta înseamnă că de la locul 13 în jos toate echipele au pierdut. Guingamp, Caen, Nice, Evian, Lorient, Toulouse, Lens și Metz. Deci ultimele 8 clasate au pierdut toate, iar în jumătatea a doua a clasamentului, adică de la locul 11 în jos, doar echipa de pe locul 12, Stade de Reims, a reușit să învingă, în rest toate au pierdut. Nu a fost niciun rezultat de egalitate în această etapă în Franța, încotro spun record egalat al sezonului, 37 de goluri. OM, de exemplu, a condus cu 2-0 în deplasare la Toulouse în minutul 6, lucru pe care nu l-a mai realizat nicio echipă în acest weekend, nicăieri în Europa. Așa că au fost câteva momente totuși evident exaltante. De notat că OM joacă cu Lyon duminica viitoare, 15 martie de la ora 22 pe teren propriu, iar cele două echipe au același număr de goluri marcate, 56 fix, după 28 de etape, adică exact două goluri de meci. Evident, având
cel mai bun atac ex aequo în Ligue 1. Urmează Paris Saint-Germain cu 50 la distanță mare, 6 boabe. Pe locul al 4-lea este Caen cu 43 de goluri. Caen a pierdut în minutul 95 acasă din penalti cu Bordeaux, după ce a jucat practic 60 de minute în 10 oameni. A fost o etapă cu de toate, dar sigur și în alte părți, și o să vorbim despre asta. Mai puțin în Anglia, unde nu s-a jucat decât un singur meci în campionat, o restanță. Tottenham a câștigat la QPR 2-1 și s-a repoziționat în clasamentul din Premier League. În schimb, au fost meciuri de cupă în Anglia, încheiate cu rezultate mociroase, așa. Liverpool, de exemplu, aseară n-a trecut de Blackburn 0-0. M-am uitat o clipă în duplex, am împărțit televizorul în două. Știți că există funcția aia pe unele aparate. Pe jumătate de ecran mă uitam la viitorul cu CSU Craiova și pe jumătate la Liverpool cu Blackburn. Vreau să vă spun ceva, voi, fraților. Era mai interesant meciul dintre viitorul și CSU Craiova decât cel dintre Liverpool și Blackburn. O spun fără discuții, deschis. În primul rând că era mult mai bun gazonul de la noi, adică ăsta de la voluntari, decât cel de la Liverpool. Asta prima. Se juca mai alert, mai combativ. Deci absolut nimic de văzut la un meci de Cupa Angliei într-o echipă previzibilă cum era Liverpool, care făcea 100 de pași cu mingea la picior până reușea să dea o pasă și aia ușor de anticipat. Blackburn, echipă de Liga 2-a, n-a avut nicio problemă în a duce meciul la rejucare. Meciul retur, cum ar veni, rejucarea va avea loc pe terenul celor de la Blackburn Rovers. Însă astăzi în Cupa Angliei avem un meci într-adevăr de văzut între Manchester United și Arsenal de la 21:45. Asta, apropo, este în sferturile de finală ale Cupei Angliei, ultima partidă din cele patru. Campionatul, spuneam, odihnindu-se în acest weekend. În Italia avem meciul lui Juve, care va juca contra lui Sassuolo de la 22, meci important care ar putea să-i aducă lui Juventus pentru prima dată în acest sezon 11 puncte avans față de Roma. Roma, care a reușit, între ghilimele, performanța să nu câștige nici la Chievo, deci cu două etape în urmă făcuse 0-0 și la Parma, echipă deja retrogradată din prima ligă. Din câte știu eu, ce am auzit vorbindu-se despre Parma, care știți că are deja două restanțe pentru că jucătorii nu s-au mai prezentat la meci, ei n-au fost niciodată plătiți de la începutul sezonului, dar se pare că până la urmă, într-un campionat golănesc, cum este cel din cizmă, n-am găsit alt termen, îi se va permite unei echipe ca Parma să încheie sezonul și sunt șanse chiar să reia campionatul din Liga 2-a de la anul, adică acolo unde oricum ar ajunge, pentru că retrogradarea nu mai poate să o evite. Este la 13 puncte în spatele Atalantei, cu care tocmai a remizat prima echipă de deasupra liniei. Sigur că va retrograda Parma, dar în orice campionat sănătos financiar, ei ar fi trebuit să înceapă de la amatori. E bine, în Italia se încearcă în aceste momente, se încearcă din răzputeri ca Parma să fie salvată și de la anul să continue în serie B, ceea ce într-adevăr ar fi lamentabil. A fost un weekend foarte prost pentru Nea Mircea, de exemplu, care a fost egalat în minutele de prelungire în meciul cu Metalist Harkov, echipă care a jucat 10 oameni în momentul respectiv, 2-2, colac peste Pupăză, Dinamo Kiev, înfiorător, deci ca în cele mai penibile meciuri din prima ligă spaniolă. A câștigat în minutul 94 cu Olimpic Donetsk din penalti, ăia erau 10 oameni. Bineînțeles, oribilă victoria lui Dinamo Kiev, dar asta a pus definitiv în capăt titlului în Ucraina. Kievul are 7 puncte avans față de Nea Mircea după această ispravă. I-au tăiat în sfârșit glasul antrenorului român, care se tot plângea de ani de zile că vor să-i ocoacă și lui. Iată că Dinamo Kiev în sfârșit va deveni campioană, numai că performanțele internaționale ale echipei din Kiev sunt excepționale. Și calificarea, e adevărat, într-o grupă cu Steaua, cu Rio Ave, cu Aalborg, nu o grupă grea, reușit să treacă și de Guingamp
în 16-mile în Europa League. Da, cu atât spun, într-o țară în război, unde gândul nu prea îți merge 100% la fotbal, eu spun că au făcut destul. Și pot să pună probleme și în continuare. Deci aici nu i-ar ieși lui Nea Mircea. Un campionat, într-adevăr, Dinamo Kiev este ajutată de arbitre, 7 puncte avans, n-a pierdut niciun meci în 16 etape, 13-3-0 are linia de clasament. Șahtar are 3 înfrângeri, de exemplu, și 2 egaluri în 16 meciuri. Nu se mai pune problema campioanei în această țară. În următoarea etapă, Dinamo Kiev joacă acasă cu Mariupol, care este penultima echipă aflată tot așa în rahat până la gât. Șahtarul joacă cu Olimpic Donetsk pe teren propriu, echipa care tocmai a fost învinsă de Dinamo Kiev. Vorbim și despre alte campionate și alte întâmplări după o pauză. Vorbim ca în fiecare luni de abundentă actualitate internațională. De exemplu, Gianfranco Zola se confirmă astăzi, a fost dat afară de la Cagliari. Zola a stat așadar în poziția de antrenor principal în Sardinia mai puțin de 3 luni, pentru că fusese numit în decembrie, chiar înainte de Crăciun, la Cagliari, împreună cu stafful său. Toți au fost mătrășiți. El a fost unul dintre jucătorii emblematici, dacă nu unul dintre cei mai importanti jucători din istoria lui Cagliari. Dar ca antrenor nu iese lui Zola. După ce a fost dat afară în 2010 de la West Ham, tot așa înainte de încheierea contractului, a demisionat de la Watford după un an și jumătate de la venirea acolo. Este o a treia experiență care se încheie prost pentru el. Noroc că în Italia lumea se schimbă repede și părerile se modifică de la o zi la alta, așa că e de așteptat să-l vedem pe Zola preluând iarăși pentru câteva săptămâni o bancă tehnică. De exemplu, ia Atalanta, care e pe 17 în Serie A, îl ține câteva meciuri și îl dă afară, după care iarăși îl aduce Cagliari, că așa se face în Italia. Din punctul ăsta de vedere, am mai discutat, sunt unici în lume. Și este posibil, așadar, cât de curând să-l vedem. Un nume mare, sigur, în istoria fotbalului european. Nu este însă tipul de antrenor care să vină la noi, Gianfranco Zola, însă nume dintre astea de antrenori care îți spun ceva la citire, dar care n-au demonstrat pe bancă, mai poți găsi. Unii dintre ei au ajuns în campionate de mâna a doua, a treia, tocmai pentru că nu aveau rezultate. Și gen Mateus, Lothar Mateus, care s-a dus să antreneze și în Ungaria la un moment dat, deci nu conta chestia asta. Poți găsi un nume dintre ăsta la un moment dat, ce știu, gen Gullit, de exemplu, că nici ăsta nu i-a ieșit pe nicăieri. Oameni care într-adevăr au demonstrat că sunt bută atunci când vine vorba de antrenorat. Bun, deci vom avea un Dita Maioem Lyon duminica viitoare, 15 martie, un meci cât un sezon, într-adevăr. Anul trecut, când Noem era în vrie și oricum nu mai era interesată nici de clasament, nici de viitor, pentru că totul era incert, urma ca staful tehnic să se dezmembreze, José Anigo să plece din Franța, ceea ce s-a și întâmplat, el a părăsit definitiv teritoriul francez, este posibil să nu se mai întoarcă niciodată, s-a mutat în Maroc, staful tehnic urma să se facă țândări, era venirea lui Bielsa cu staful lui anunțată pe toate gardurile. Bine, într-o astfel de conjunctură, OM a cocoșat-o pe Lyon sezonul trecut, a fost un 4-2 excepțional, cu o dublă lui Gignac în partea a doua a meciului, într-un context care pe hârtie era net favorabil celor de la Lyon, o echipă mult mai solidă atunci, mult mai bine întreținută, față de una care era în pierdere de viteză, practic în pribegie. E bine, de data asta sigur că lucrurile se schimbă. Este un fel de Barça Real, că și așa să ne pregătim și în Spania de acest mega derby care probabil că va decide titlul. Pe Nou Camp, Barcelona, încă o dată ajutată de arbitrii, cu Rayo Vallecano, un meci penibil
încheiat cu 6-1 pentru Barça, da, în condiții jalnice, cu penalti repetat la Messi, ce țurcă! Messi și Ronaldo având același număr de goluri în campionat. Dacă unul dă 5 goluri sâmbătă, după aia duminică celălalt dă și el 5. Asta este obligatoriu, să stea cap la cap. Arbitrajul ar putea să decidă titlul în Spania la meciul dintre ele. Să sperăm că nu va fi așa și că totuși vor fi lăsați să joace. Orice rezultat, desigur, este posibil, dar tripleta Barcelonei, Suarez, Neymar, Messi, este în momentul de față mai bună decât singur Cristiano Ronaldo. Că Benzema și Bale sunt net inferiori lui Neymar sau lui Suarez. În Franța, spuneam, OM Lyon este cam de același acabit, mai ales că să nu uităm exprimarea excepțională a colegilor noștri de la DigiSport vineri seara, când Mișii Batshuayi a marcat golul de 4-0 pentru OM la Toulouse în minutul 44 după un contraatac fantastic al lui Payet. A trecut mingea printre picioarele doi jucători, i-a dat lui Ocampos, Ocampos a centrat pentru Mișii, Mișii a întors portarul și încă un fundaș și după aia a marcat. Au spus entuziasmați, bineînțeles, de o echipă care marcase 4 goluri până la pauză. Ce Barcelona, ce Real Madrid, asta echipă, spuneau cei de la Digi. În condițiile astea, bineînțeles că meciul cu Lyon de duminică va fi un meci fabulos. Ar fi fost încă și mai tare dacă Lyon ar fi câștigat la Montpellier în acest weekend, o performanță tot așa ieșită din comun a lui Lyon, care condusă cu 1-0 repede în meci, după un gol excepțional al lui Montpellier, marcat de Lucas Barrios, paraguayan, în minutul 6. Barrio, cum i-ar zice Bielsa, și nu numai el, pentru că în America de Sud nu se pronunță consoana finală. Deci Luca Barrio a deschis scorul în minutul 6 pentru Montpellier după un pressing excepțional. A marcat cu poarta goală, practic, a făcut paf faza respectivă, apărarea lui Lyon. Oaspeții au reușit, corespondentul nu ne mai ascultă de ceva vreme, așa că putem să vorbim nestingherit și pe tema asta. A dat 5 boabe Lyon, e adevărat, și cu largul concurs al apărării lui Montpellier, care numai în prelungirile meciului a luat 2. La Cazet, reușind o dublă, a ajuns la 23 de goluri. Este deja câștigătorul clasamentului golgeterilor. A marcat cu 12 goluri mai mult decât Zlatan Ibrahimovic în acest sezon. Să vedem ce se va întâmpla de la anul cu La Cazet și cu acest Nabil Fekir, care a fost eroul pozitiv și negativ al acestui weekend în Franța. După ce inițial și-a anunțat anturajul și-a anunțat cu echipierii, staff-ul, că va juca pentru Naționala Algeriei, unde Cristian Gurcuf l-a și convocat de altfel pentru meciurile din martie. Acum în pauza internațională Fekir are și el o dublă de jucat cu Algeria. E bine, presiunea mediatică a fost atât de mare, francezii au pus atâta presiune pe el, nu mai știa încotro să se învârtă Fekir și până la urmă a declarat că va juca pentru Franța. Ce dramă, într-adevăr. Acum, tot weekendul la radiourile franceze nu s-a comentat decât asta. Cum face Fekir să le învârtă? Inițial erau dezamăgiți francezii că, uite, l-a convins tasul, presiunea asta, faptul că el este născut în Franța, dar ambii părinți sunt născuți în Algeria. Fekir, adică Messi, pentru cei care nu-l cunosc, Jean-Michel Aulas, președintele lui Lyon, a spus, e o frază memorabilă asta, a spus, am aceeași plăcere să mă uit văzându-l cum joacă pe Nabil Fekir, exact cum și președintele Barcelonei e bucuros și încântat să-l vadă jucând pe Messi. Deci Fekir este Messi. Asta, vreau că Algeria e cam la nivelul Argentinei la numele pe care le-a dat în fotbal. Dacă Algeria ar fi reușit să strângă toate talentele, incluzându-l pe Zidane, bineînțeles că era algerian 100%, ce-ți mai învârtim, în toate generațiile lui era algerian, fi născut în Marseille, vorba aia, era încă și mai algerian, pentru că Marseille este și capitala Corsicii și a Algeriei, sau cel puțin a Algeriei franceze de până în 62, deci cu atât mai mult.
la toți ăștia, la Benzema, la Fekir, la Bellumi, ăla care i-a întors pe nemți atunci de două ori, la Madjer, uluitor jucător, ca să nu mai îi trecem în revistă, practic, pe toți care joacă astăzi în campionatul Franței, ce națională și-ar fi putut face, ce talente în această țară. Totuși unice pentru Africa de Nord, pentru că nu mai există nicio țară la nivelul ăsta, nici Marocul, nici Libia, nici Tunisia, nici Egiptul, n-au reușit să aduc sau să promoveze sau să formeze atâția jucători cât s-a dat Algeria. Deci Algeria la nivelul ăsta este imbatabilă. E bine, spuneam dramă cu Fekir, că a anunțat că joacă pentru Algeria. Mulți se bucurau, pentru că iată, în sfârșit, spuneau ei, dovada că jucătorii, deși sunt proști, proști la intelect și proști sfătuiți de un anturaj care nu vrea decât să le ia banii, sunt insuficient maturizați, pentru că la 20 ceva de ani ajung să câștige 2-300 de mii de euro net pe lună și evident că nu se mai pot concentra. Dar uite, unul care într-adevăr nu pune rațiunile de business și financiare pe primul loc și își respectă până la urmă inima și conștiința și se duce să joace pentru Algeria. O națională totuși pe cai mari în ultima vreme, chiar dacă a pierdut Cupa Africii în acest an, dar o națională bună în momentul de față, condusă de un maestru cum este Christian Gourcuff, are șanse să participe la următorul campionat mondial. Până un alt a ieșit din grupă și la ultimul turneu final, am vrea să fim noi în locul lor. La ce lot au absolut extraordinar, pot să scrie pagini uluitoare încă de fotbal. Bun. E, după 48 de ore de la acest anunț, s-a sucit Fekir și a declarat că va juca pentru Franța. Evident că presiunea a fost uriașă, de la Didier Deschamps până la președintele Federației Franceze, îmbâxitul ăla de Noël Legret, până la tot anturajul, care, atenție, se pare că ar fi fost cumpărați. Cumpărați pur și simplu și să oferi lui Fekir o primă grasă, cam cum lua Teo Trandafir când semna cu Sorin Ovidiu Vântul la Romantica TV. I-a dat Vântul atunci 500 de mii de euro net la semnătură. După care Teo Trandafir a avut un salariu tot de 500 de mii de euro, dar pe an. N-a apucat să stea un an la Romantica, deci a luat 500 de mii primă și a mai luat vreo 200-300 de mii. După ce care s-a închis postul. Deci a făcut vreo 800 de mii de euro fără să facă nimic. E, așa s-a întâmplat și cu Fekir. Se-mi pare că TAS-ul, că așa e la algerieni și în general la arabi, familia, unchiu, bunica, mătușa, toți ăia care fac gomboți, care fac tajine, care fac prăpădii prăjite, toți ăștia într-adevăr au un rol esențial. Frații, surorile, evident că și familia lui Fekir este una care n-are după ce să bea apă și este ținută de banii jucătorului de la Lyon. Da, într-adevăr, un atacant de nivelul lui Benzema. Chiar dacă ăsta este primul lui sezon la nivel mare, că Fekir n-a mai jucat până acum, este deja Dumnezeu. Deci de la vară o las, nu știu dacă îl va vinde, poate să nu-l vândă nici pe el, nici pe Lacazette, el așa se laudă. Un weekend din două spune că nu vinde pe niciunul, pentru că își vor construi stadionul și Lyon se va bate să câștige Champions League, trebuie să fim bine înțeleși aici. Este o echipă care are această posibilitate, nu acum, dar dacă va intra în nou stadion și banii ăia toți, un stadion de 60.000 de locuri, îi va cheltui, va chivernisi o las cu relațiile lui, cât trăiește omul ăsta, Lyon va câștiga Liga Campionilor. Deci ei sunt net superior lui Paris Saint-Germain în 3 ani de aici înainte, dacă vor încasa într-adevăr aceste sume, la ce jucători produc în centrul ăla lor. Și în momentul de față la Lacazette și cu Fekir bine vânduți înseamnă 100 de milioane de euro ca popa, dacă nu și mai mult, 50 de milioane bucata. Cu 100 de milioane ai câștigat campionatul Franței 3 ani la rând, dacă știi să investești. Hai să nu uităm că Paris Saint-Germain e o gloabă de echipă. Deci de la anul gata, nu vor mai fi niciunii ăștia. Să duc toți, să rupe clubul. Vor trebui să facă alte achiziții, sigur, bani au. Da, nu se știe dacă va mai reuși să prindă. A terminat cu invazia asta de sud-americani veniți din Italia. Ibrahimovic e oricum gata, nu mai poate să mai ducă încă un an, deci el nu va mai trage echipa după el. De la anul, gata, în mod normal intrăm în era Lyon. Dacă Marseille, reintrăm în era Lyon, dacă Marseille nu se vinde,
Pentru că, într-adevăr, are posibilitatea cu un stadion chiar mai mare decât cel de la Lyon și dacă reușește să mai păstreze pe Bielsa și investește cineva și face o echipă mare, atunci da, va fi într-adevăr o dispută între cele două, cu amendamentul că la Marseille trebuie să bagi bani mult mai mulți ca la Lyon, pentru că de la centru de formare nu vine nimeni. Deci cunosc toate categoriile de tineri de la OM, de la Under 9 în sus. Îi știu pe toți. Under 9, Under 10, Under 11, Under 13, Under 15, Under 17, Under 18, Under 19, da, și până la echipa de SFA 2, echipa din Liga 5, nu este niciun mare, mare talent. Niciun mare, mare talent. Al de Pourson Clemente, al de Lopez ăla, al de Butoba, și câțiva fundași, Alfuseini, Sané, Sparania, Aloe, ăștia care mai joacă din când și prin prima ligă, n-ar ajunge nici la glezna unei echipe formate la Lyon. Deci aici OM este mult în spate, practic nu are niciun jucător valoros în sânul clubului în momentul de față, nici o pepită dintre asta. Așa că ce ar trebui să compenseze cu achiziții. Madame Dreyfus, tocmai am văzut într-o revistă financiară, are o avere estimată undeva la vreo 37 de miliarde de euro, grupul lui Dreyfus. Păstuit, sigur, de Madame Margarita lui Dreyfus, deci ca să vă faceți așa o impresie, la 37 de miliarde de euro. Evident că, încă o dată spun, banii nu sunt a ei, pentru că acest holding al lui Dreyfus nu permite nici urmașilor lui să bage mâna cum băga Cocoș sau cum băga Elena Udrea după șpagă. Nu, la ei nu se poate prin testamente, prin contracte. Deci el este în continuare administrat de cei care sunt puși pe fiecare căprărie în parte. Așa, Madame Dreyfus are parte în fiecare an de o anumită sumă. Ea nu poate să intre în mai mulți bani decât îi se alocă de drept. Din beneficiile pe care grupul reușește să le adune an de an, în această plusvaloare, cum în continuare francezii spun, noi considerăm că e un termen comunist ăsta, dar în Franța se folosește termenul de plusvaloare, asta îi aduce ei bani în plus sau în minus la sfârșit de an. Deci ea, dacă bagă la OM 40 de milioane de euro într-un an, are sigur suma asta, are undeva în jur de 100 de milioane de euro pe an a ei, fără să facă nimic. Undeva pe acolo e contractul. Nu poate să bage 100 de milioane pe an la OM, pentru că atunci n-ar mai avea bani de ruj, n-ar mai avea bani de țigări, n-ar mai avea bani de călătorii. Și atunci bagă undeva la 40-45 de milioane de euro pe an în club și restul îi folosește. Bagă bani în club, de ce? Pentru că are 3 copii. 2 dintre ei sunt deja mari fani al lui, mai ales ăla mare care visează să ajungă președintele clubului. Ori asta a mai rămas lui Madame Dreyfus, după ce bărbatul a murit de leucemie, da? Să-i respecte măcar voința lui fisul, lui Kiril ăla, cel mai mare băiat al lor, care sigur că doarme în tricoul lui OM, ăla într-adevăr s-a îndrăgostit de echipă mai mult decât făcuse TASU. TASU a făcut un business, eșuat până la urmă, a pierdut miliarde cu clubul, n-a câștigat nimic. Nici ca trofee, nici financiar, zero. Dar a băgat niște bani uriași. Fisul s-a îndrăgostit în această perioadă de atmosferă, de oraș, de echipă, în fine. Și atunci maică-sa, de dragul lui, nici nu vinde clubul și tot de dragul lui trebuie să pompeze sumele astea în fiecare an, că vine și el, băiatul de ziua lui, și îi spune: mamă, pe ce-mi cumpere anul ăsta? Ce să-i cumpere lui Kiril lui Dreyfus? Îi mai dai 40 de milioane de euro să țină clubul. Da? Exact ca bărbatul ăla care îi spune femeii de ziua ei: păi dar ce să-ți mai cumpăr? Nu ți-am adus bani în casă în fiecare lună? Da? Așa și aici. Nu-i mai cumpără măsa, o jucărie sau o consolă sau un iaht? Bagă banii la club. Uite, vezi că am șters datoriile de 40 de milioane. Dacă om nu se duce în Liga Campionilor la sfârșitul sezonului, trebuie să bage 40 de milioane, madam, ca să n-aibă datorii, să n-aibă probleme în vara viitoare când ajung la DNSG. Și îi va băga, sigur. Ok, dar să duc bănuții pe chestia asta. Deci e greu să investești peste aceste sume care sunt obligatorii. Și atunci de asta zic, în cazul în care la Paris Saint-Germain, oricum, neexistând un director sportiv, pentru că Leonardo
a plecat după pățania cu bătaia din culoarul care ducea la vestiare, când a îmbrâncit un arbitru după un meci, l-au suspendat ea pe nu știu câți ani, a trebuit să plece din Franța. Până la urmă a câștigat la nu știu al câtelea apel, dar oricum e departe să se întoarcă la PSG Leonardo. Atât timp cât ei nu au așadar un om între el, Chelaifi, care este președinte, patronul, și Laurent Blanc, care este un diletant, în condițiile astea nu prea văd cum Paris Saint-Germain ar putea să rămână la nivelul ăsta. Cei de la anul vor fi mai subțiri un pic. E clar că nu se va mai înghesui lumea. Contează foarte mult ce vor face acum miercuri la Londra cu Chelsea, pentru că de asta depinde în mare măsură viitorul sezon. Primul rând că Laurent Blanc este out dacă nu se califică. Asta se vorbește deja în culise, că soarta i-ar fi pecetluită, nu acum, la sfârșitul sezonului. Îl vor despărți ca gentlemanii, își va lua Blanc toți banii, evident, dar îl vor da afară și începe o nouă eră. Chiar dacă tot în sânul Qatarului, dar o nouă eră pentru Paris Saint-Germain, îi văd totuși pe Lyon superiori începând din sezonul viitor, când vor intra în nou stadion. Dacă nu intră tot sezonul viitor, atunci încă nu neapărat, ar putea să mai fie un sezon de tranziție, dar după ce se termină ăla, va fi prăpăd, pentru că vor avea bani de cheltuit și vor putea să cumpere jucători dintre ăștia gen Mohamed Salah, adică nu Messi, nu Ronaldo, nu, ăștia nici n-au de ce să vină în Franța. Dar jucători buni spre medii poți să cumpere și atunci va fi extrem de complicat. Bun, luăm o pauză și ne întoarcem, o să vorbim despre ce a mai fost în fotbalul internațional, dar și la noi în acest weekend. Ne-am întors în direct. Avem de comentat un pic și ce s-a întâmplat în Germania. Iarăși a fost o etapă spectaculoasă. Bayern München mai puțin de data asta, a jucat pe terenul celor de la Hannover și a câștigat din penalti, după ce a fost condusă cu 1-0. Golul de 1-2 a fost marcat de Thomas Müller din 11 metri. Așadar o victorie rușinoasă pentru Bayern. A pierdut Wolfsburg însă pe terenul lui Augsburg. Trebuia să se întâmple și asta. Bas Dost n-a mai reușit să facă mare lucru. În momentul de față Bayern München, FC Bayern München, are 11 puncte avans față de Wolfsburg. Și stați liniștiți că nu se vor opri aici. Sunt de-abia 24 de etape consumate din 34 câte are Bundesliga. Vor duce avansul la minimum 15-17 puncte undeva pe acolo. Îți va termina. Borussia Mönchengladbach, deși a condus cu 2-0 la Mainz, până la urmă a trebuit să se mulțumească cu un egal. A pierdut un tempo și față de locul 2, da, se putea apropia de Wolfsburg, care a pierdut. Se întâmplă rar să piardă Wolfsburg. Și a pierdut un tempo și față de Bayer Leverkusen, care a câștigat pe terenul lui Paderborn 3-0. O victorie neașteptată netă a lui Leverkusen, care revine în cărți în bătălia pentru Champions League. Ne-am plictisit de Leverkusen, considerată în Germania loserul absolut al competiției, un fel de Liverpool, dacă vreți, în Anglia. O echipă care se bate mereu, dar nu câștigă niciodată nimic. Bayer Leverkusen, de exemplu, n-a fost campion al Germaniei niciodată în istorie. Se tot bat, se bat acolo, dar niciodată nu câștigă nimic. Schalke a câștigat în acest weekend, dar urmează papara cu Real Madrid. Sunt pe locul 5 în campionat, nu mai au nicio șansă cu Realul. Realul vrie, bineînțeles, vorbim și despre asta, a fost învinsă la Bilbao de un gol, super gol, cum se spune la noi, marcat de Aduriz. Bineînțeles, Barça a blătuit cu Rayo, adică, mă rog, a fost ajutată de arbitri, a fost oribil meciul, i-a bătut cu 6-1 pe aia. Messi a ratat penalti, s-a repetat. După cum vedeți, dragi prieteni, numai la Messi, numai la Ibrahimović, numai la Cristiano Ronaldo, bineînțeles, numai la ăștia se repetă penaltiurile. Altfel, ai ratat să fii sănătos. La ăștia, da. Ce ciudat totul. Adică de ce o echipă mică, dacă beneficiază de 11 metri, nu se repetă acesta? Am văzut săptămâna trecută, era o imagine oprită, perfect, la penaltiul lui Michy Batshuayi, acasă cu Caen, minutul 2.
a obținut pe OM penalti împotriva lui Caen. Caen a primit 15 penaltiuri acum cu cel din weekendul ăsta cu Bordeaux. A primit 15 penalturi împotriva sa în acest sezon, record, bineînțeles, în campionatele mari din Europa. Nici o altă echipă n-a fost sancționată cu atâtea penalturi. Dracu știe de ce, pentru că Caen în ultima vreme merge extraordinar. În ciuda acestei bătăi nemeritate cu Bordeaux, rămâne o echipă practic imposibil de bătut în Franța. Absolut geniali au fost și acum. Au jucat 60 de minute în 10 oameni. Evident că i-au egalat pe Bordeaux și în 10. Sunt nemaipomeniți. Dacă puteau să-l folosească pe Sala, îi băteau pe Bordeaux, dar și că nu l-au putut folosi pentru că ăla a fost împrumutat în mercatul de la Bordeaux și Bordeaux a fi precizat într-un text acolo în contract că ăla n-are voie să joace împotriva lor, așa cum se mai practică în fotbal. Și sigur că le-a lipsit Sala, care e vârful lor de atac, care probabil că îi făceau pe Bordeaux și în 10 oameni. În fine, au câștigat ăia un penalti în minutul 95 contestabil. A fost o mână în careu, dar altfel nu poți să-i învingi. Bine, Caen a pune 15 penaltiuri împotriva sa în acest sezon, însă ăla pe velodrom l-am văzut cu încetinitorul. Mișii trage absolut aiurea în mijlocul portarului, n-are cum să marcheze, previzibil de tot. Dar doi jucători de la Caen intră în suprafața de pedeapsă net înainte ca el să lovească mingea, între care unul dintre ei, ala Edin Yahia, fundașul central, cel care provoacă penaltiul, primește și cartonaș galben la faza respectivă. El este cel care ajunge primul la minge după ce portarul Rémy Vercoutre, fostul om al corespondentului, mare portar și la 34 de ani sau cât are, extraordinar portar, a avut vreo 7-8 pe care le-a scos pe velodrom, incredibil. A luat două goluri, sigur, din mingi pe care le-a respins în față. Mi se pot imputa, teoretic. Mamă, mamă, dar ce-a scos. Așa apără și penaltiul lui Batshuayi. Nu știu dacă Anthony Lopez e mai bun decât el în momentul de față. La Vercoutre ăsta, incredibil, Dumnezeule, ce portar. Spuneam la un moment dat că sunt cei mai buni portari în Franța. Bă, așa e. Da. E bine, se vede că la penaltiul lui Mișii, ea are 3 metri în careu înainte ca penaltiul să se execute. Bineînțeles că arbitru nu repetă. Da? Nu repetă execuția acestui penalti, deși așa era normal să se întâmple. Bine, noi nu protestăm că ne bătea Caen, ne suna apa în cap dacă marca ăla în minutul 2. Ar fi fost o catastrofă. Îl avem însă pe corespondent la telefon. Să trăiți! Să trăiți! Doream să spun că vă ascult în continuare, domnul Banciu, chiar dacă nu intervin, și mai ales într-un moment ca ăsta în adevărat, care adevărat se apropie derbiul și chiar, cum vă spuneam, și dacă ne bateți, tot rămânem acolo pe locul 2, în principiu mai pierde și noastră sau PSG puncte la întâlnirea directă. Noi nu mai avem decât cu Saint-Étienne și, mă rog, cu Bordeaux acasă, cândva pe final. Și la Rennes în ultima etapă, dar vă mai amintiți, în 2012 mi se pare că și Montpellier avea ultima etapă la Lille și dacă bătea ieșea campioană și mi se pare că Lille le-a dat meciul tot să nu iasă PSG-ul. Da, bineînțeles. Nu știu dacă la Lille, dar oricum la o echipă din asta destul de bună și Montpellier... Și noi le-am dat meciul atunci lui Montpellier ca să câștige campionatul în fața lui PSG. Exact. Deci a fost o coaliție așa. Așa cred că dacă se va ajunge la final atunci la fotografie, la foto, cum... Așa, da, e într-adevăr, deci trebuie să câștigăm neapărat, asta știu, pentru că atunci a mai fi totul 9 etape, diferență de un singur punct, încă am fi net în cărți. Dar dacă nu batem așa, rămân 4 puncte în cazul unui egal, va fi greu, într-adevăr, va fi complicat, pentru că nici Lyon ca și OM nu joacă în altă competiție, deci au meci odată la o săptămână, ba chiar odată la două săptămâni, că va veni pauza asta acum în martie pentru echipele naționale. După pauză vine chiar OM-PSG pe 5 aprilie. În fine, asta e situația. Da, bine, în condițiile în care și Lyon și PSG turează la ritmul ăsta de acum, e o fatalitate, exact ca atunci când am pierdut campionatul în 2009. Adică am câștigat ultimele 10 meciuri și n-am putut să luăm titlul, că Bordeaux câștigase ultimele 11. Aia a fost uluitor.
Deci dacă într-adevăr nimerim peste două echipe care să fie atât de bune, n-avem nicio șansă. Asta e. Atunci a fost cu etapă înainte, ați avut cu noi și noi trebuia să batem ca să prindem un loc de Champions League atunci în 2009. Știu, și n-a bătut OM, știu. Da, 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 am bătut cu 3-1, noi a dat Juninho și Benzema, dar mie, într-un fel, mi-a părut rău că pe Bordeaux nu prea-i suferam, dar dacă nu băteam atunci, nu ne clasam pe loc de Europa League, de Champions League. Exact în ultimul sezon al lui Benzema, al lui Juninho la noi. Exact atunci. Da, 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 știu. 2008-2009. Știu, am pierdut 2008-2009. Două campionate am pierdut acasă cu Lyon pe final. Deci ăla a fost unul și am mai câștigat toată Lyon tot așa în ultimele etape la Marseille, nu mai știu cu cât, tot cu 3-1 sau cu 4-1, nu știu, a fost un meci. Am pierdut de două ori titlul când urma să jucăm cu ei acasă și n-am reușit să-i batem în momente din astea decisive. De două ori am pierdut titlul cu Toulouse, acasă de fiecare dată am făcut 2-2 cu ei. Deci știu cum sunt chestiunile. E, de data asta nu e așa. Acum nu se poate spune. Și ați câștigat titlul odată cu noi. În 2010, când a fost 2-1 acela cu golul lui Taiwo de pe stânga. Da, e adevărat. Ăla, da, atunci cu Deschamps, când am câștigat noi campionatul, am bătut cu 2-1. Dar de era Loris în poartă. A egalat Gomis pentru noi. Da. Și Miru parcă deschisese scorul pentru noastră. A egalat Gomis și apoi a dat Taiwo după un corner. Exact, da, așa e. Ăla a fost în 2010 când am luat campionatul. Da. Cu 6 puncte avans. Mă rog, aia a fost, îl câștigam și dacă nu băteam cu pe Lyon. Acolo nu era problema meciul ăsta. Dar asta vreau să zic acum. E clar că nu vom datora meciului cu Lyon unui egal sau unei înfrângeri acasă cu Lyon. Nu aici să pierde titlul. Adică în situația în care ne aflăm acum, asta spun, adversarii sunt superiori în momentul de față și Lyon și PSG. E greu să treci peste ele. Deci în momentul de față trebuia să ne fi plasat. Am avut posibilitatea, pierzând 7 puncte în 3 etape, având meciurile în mână, aveam posibilitatea să ne poziționăm. Am ratat-o, tot pașii aia greșiți al lui PSG. Până la urmă n-am știut să exploate. Și ai noștri. Am avut niște chestii de cumpănă de care nici m-ar fi n-apofitat. Exact. Am avut acolo dubla aceea cu Monaco și PSG, din care am scos 2 puncte și puteați să faceți mai mult. Exact. Și apoi asta nenorocită cu Lille și Montpellier. Exact. Aici tot așa. Și Montpellier și Marseille. Erau 3 deplasări plus... că vine Nice după. Da, deci astea erau, aici practic am pierdut un pic campionatul aseară, absolut. Dacă Lyon pierdea la Montpellier, de exemplu, într-adevăr, era un singur punct diferență, puteam să trecem cu două peste, aveam într-adevăr șanse mari. Deci îmi făcusem deja socotele chiar și la egal. Am fi putut să fim lideri etapa viitoare dacă PSG-ul pierde la Bordeaux. Da, pierde, să zicem, cu un gol la Bordeaux, n-ar fi chiar imposibil, întrucât Bordeaux este o echipă norocoasă. Să nu uităm, Paris Saint-Germain vine după meciul cu Chelsea, joacă miercuri la Chelsea, duminică urmează să joace la Bordeaux după amiaza, nu e o oră foarte potrivită, la 17 ora lor, duminica viitoare, Bordeaux-PSG. Deci la un 1-0 pentru Bordeaux și la un 1-0 pentru OM, treceam primii dacă Lyon nu bătea aseară. Da, ceea ce ar fi fost într-adevăr fabulos. Adică să joci cu Lyon pe teren propriu într-un asemenea meci cu 67.000 de oameni, nu va fi niciun loc liber în tribună, și să și treci pe primul loc. Adică era într-adevăr o atmosferă genială. Va fi o atmosferă fantastică. Deci ăsta va fi un meci de Champions League 100%. Deci se va juca. Din fericire pentru ei, nu sunt suspendați la noi. Deci în afară de Enculu, care n-a jucat niciun meci în retur, a venit accidentat de la Cannes, n-a jucat nicio secundă în retur, deci este a noua etapă în care nu joacă. În rest, tot lotul este apt, ori din punct de vedere ofensiv, nicio echipă din Franța nu poate să zică în momentul ăsta că e peste Marseille. Adică, ce linie de mijloc, avem 5 mijlocași ofensivi și 2 atacanți, toți sunt în formă. Deci în momentul ăsta, ofensiv, stăm perfect. De altfel, niciodată nu s-a întâmplat să un derby Marseille-Lyon să vină după o asemenea cavalcadă. Adică unii să câștige cu 6-1 afară, ori alea cu 5-1 afară, și ambele echipe să fie la același număr de goluri net peste adversare
în clasament. Adică, din punct de vedere ofensiv, asta e realitatea acum. Sunt ambele echipe sunt la maximum și a revenit la Cazet acum, după trei meciuri proaste, a dat o dublă. Fekir, iar slab în ultima vreme, și a revenit, a dat o dublă. Ăștia de la OM sunt în plină formă, deci Mișii, perfect, două duble consecutive în deplasare, Ocampo și-a intrat în ritm, în sfârșit e bun, Aiu de când a venit la Cupa Africii a dat trei boabe în patru meciuri, Gignac intră și dă, în ultimele două meciuri a fost rezervă, a dat în amândouă când a intrat, da, Payet e genial în ultima perioadă, e omul numărul unu al echipei, deci stăm bine de tot ofensiv, ar trebui să iasă un super meci. Păcat că suntem foarte slabi la apărare. Deci aici va câștiga ăla care va avea apărarea un pic mai puțin slabă. Da, da, a și... dat și Nelu aseară două pase de... Da, Nelu în formă mare. Păi da, am văzut asta statistica. Atunci când au fost titulari Gurcu, Fekir și Lacazette, Lyon a câștigat de fiecare dată. E clar că vor fi titulari toți trei pe velodrom. Dacă nu se lovește Nelu săptămâna asta la antrenamente, care ar fi posibil, sau să iasă după 10 minute, îi pune Tfani o talpă de aia îngrozitoare, nu vede arbitru, după aia îl suspendă a posteriori comisia, cum se face la ei, dar în fine, îl poate scoate din joc. Umtiti, am înțeles că nu-i teribil în ultima vreme, dacă joacă Rose ăla, nu știu dacă revine Bișevat sau nu. Nu. Și oricum sunt ăștia doi. Mie îmi plăcea Kone, da. Kone, da, și mie mi se pare interesant Kone, da. Peste Rose, adică peste Rose. Da. Rose care a dat fat cu ăia, cu Astra Giurgiu. E, dacă nu va juca Bișevaț în apărare, într-adevăr, la Umtiti, Kone, avem o șansă. Deci cu Umtiti, Kone, putem să dăm trei. Deci Mișii, dacă e titular, Mișii, dacă e titular, e clar că una cel puțin trebuie să vă dea. Nu se poate să nu vină cineva, vreun Payet, vreun Ocampo, vreun Aiu, la vreo fază fixă, ceva să... Așa? Oricât a scoate Lopez. Deci, ofensiv, noi nu avem cum să dăm sub două. Asta e clar. Deci vom juca... Lopez a mai apărat aseară un penalt. Am văzut. Că te repetă. La pasa l-a făcut praf pe ăla, într-adevăr. Da, noi nu. Dacă avem penalti, nu marcăm oricum. Dar nu e vorba de asta, că oricum nu o să avem. Mă tem însă să n-aibă Lyon penalti, pentru că la ce apărare are OM, ăștia nu știu. Deci Fani și cu Morel, am văzut. Ei absolut cu oricine joacă, în momentul în care atacă unul, ei se duc să-l omoare pe ăla. Deci ei nu țin cont de nimic, ăla e în careu, că nu e, atacă dezorganizat, înfiorător. Deci Lyon, 90% după mine va avea penalti. O intrare de-asta imprudentă, e cu spatele la poartă, Fekir, vine Tfani și te cosește, de-ți rupe picioarele. Da, da. Fără nicio treabă, absolut ca un bou. Deci intră în tine și ăla va sufla imediat, am văzut că arbitru e un puști. Arbitrează unul Benoit Bastia, e 31 de ani. Ăla vede 11 metri, o pune pe var imediat. Deci e cu frică, bineînțeles, cu Lacazette, cu Fekir, ăștia îi rup în două pe Fani și pe Morel. Romao ăla, dacă joacă iar la închidere, face praf meciul. Bineînțeles, ia roșu. Deci luăm roșu, la cât de repede iese Lyon pe contraatac, asta e, va juca Fournier cu... cur în poartă, bineînțeles, OM va avea posesia tot meciul și pe contraatac iese ea repede, că asta e singura armă și îi rup în două pe ăștia, pe Mendy și pe Fani și pe Morel, ăștia vor fi praf făcuți pe contraatac, Romao la fel, deci ăștia iau roșu și fac penaltii. Dar încă o dată spun, depinde câte dă OM în față, că asta e, dacă reușim să dăm mai multe cu proștii voștri în apărare decât cu proștii noștri în spate, putem să câștigăm. Depinde cine ia primul, roșu, că și Umtiti, dacă scapă Payet sau Ocampo, pe nu știu unde îl face muci, îl poate pune să-i dea un roșu. Nu se știe cum evoluează meciul. Da. Păi da, aseară la 3-1 a intrat la ăla de la îndoit la penaltiul lui Barrios. E sigur. Deci, pur și simplu, ai 3-1 și te duci așa pe el, cu toate că a atins mingea la... Exact, am văzut, da, exact. Pe asta spun. Deci scapă unul... Cred că e suspendat Umtiti și chiar și Bedimo, că au luat galbene aseară. Da, nu. Galbene aseară și... Dacă au luat aseară... Dar stau pentru Nis. Sigur, stau cu Nis. Exact, nu stau pentru OM. Da, păi aici va fi cheia, da. Care ia primul roșu,
Bine, s-ar putea să ia amândouă la viteza asta. Și Mișii, dacă iau minge de la 25 de metri în spatele apărării, nu-l mai prins, trebuie să-l pui jos. Deci și asta va fi, de-aia va juca Mișii și nu Gignac, pentru că ăsta e foarte iute și apărarea lui Lyon nu e atât de tare încât să le noadă picioarele la toți, ăsta evident. Și acolo depinde ce dă ăla, îl pune jos Umtiti la 17 metri, îi poate da roșu, minutul 5. Exact cum a fost la Toulouse, iată o pasă l-a întors pe canabică, l-a rupt Glezna, asta a fost. A dat de la 17 metri direct în curs. Dacă meciul îți începe din minutul 2 cu o fază de genul ăsta, se schimbă toată tactica. Deci contează, sunt momente de astea pe care n-ai cum să le intuiești. La fel și la Lyon, îi dă unul o minge lui Fekir în față, aruncă una în minutul 3, degajează un bou de acolo la întâmplare, sare mingea din Roma O ca din dulap, se duce la nu știu care, scapă ăla pe culoar, pe oricare prost de la noi din apărare, îl termină pe ăla, intră ca tancul în el, îi dă roșu. Bineînțeles, în minutul 3 s-a terminat meciul, gata. S-a terminat meciul. Deci trebuie să bagi un fundaș, să scoți un mijlocaș ofensiv, s-a rupt. Îl scoate pe Ocampo Bielsa, minutul 3, și îmi bagă un fundaș, nu știu, un peleu acolo ca să țină la... Gata-i meciul. Condițiile la tragem de 0-0. Era discuția aia înainte că nu joacă Doria ăla pe care l-ați tot luat și zicea lumea că nu joacă pentru că l-ați adus înainte de a veni Bielsa sau ceva de da. Genul. Și... N-a vrut Bielsa să-l aducă, da. Chiar și Aloe și ăia sunt peste Doria. Nu, care pe Doria nu mai e la OM, s-a fost împrumutat la Sao Paulo. A câștigat Bielsa pariu, nu l-a băgat niciodată pe ăla și în mercatul ăsta la Brun n-a mai avut încotro, a trebuit să-l împrumute pe ăla. I-a zis, du-te și când se pleacă Bielsa te întorci, că ăsta nu te mai bagă. Și l-au pus pe pachet, pe avion, l-au trimis la Sao Paulo. Joacă acolo prin iarba aia până la genunchi, cu Manaus, prin campionatul ăla lor, deci nu vezi mingea din iarbă. S-a dus înapoi în Brazilia. Nu, noi nu mai avem fundaș, e în culuri accidentat, e out. S-ar putea să revină cu PSG, dar nu-i sigur, până atunci nu mai joacă nimic, nu mai avem pe nimeni. În rest i-am vândut pe toți, Doria a plecat, Mendes a plecat, Diawara a plecat, n-avem pe nimeni. Și al avem pe Fani, care fusese în loft, fusese scos din lot sezonul trecut, că își bătuse joc de campionat anul trecut, avem pe Morel, care nu știe să dea cu capul, că a fost lateral toată viața lui, bineînțeles nu știe nimic ca la mingile aeriene, altfel e disciplinat, e inteligent, asta zicea și Bielsa, poți să discuți cu el, reține ce îi spui, el nu e prost. Printre fotbaliștii cu un pic de minte, de asta și place lui Bielsa, de el are cu cine să discute, nu e un imbecil. Fani, de exemplu, e bâtă, da? Nu înțelege nimic, deci poți să-i predai 10 ore de video, el pe teren intră în tine ca cu tancul. N-are nicio logică, da? Deci să vă aduce Fekir cu mingea, îl obligă ăștia să iasă cu mingea din zona importantă a careului, să duce un pic spre corner cu ea, încearcă acolo niște dribbling-uri, driblează pe Fani cu spatele la poartă, ăla îl pune jos, mă! Deci la 14 metri de poartă ăla, mergând spre corner, îl pune jos acolo. El nu are nicio logică, ăla sigur dă penalti. E, asta terminam în condițiile astea. Și la al doilea fault de genul ăsta, îl îmbrâncește pe la cazet, la nu știu ce, îl prinde un pic de centură când, bineînțeles, îl face ăla în viteză, l-a dat afară. Deci eu nu văd cum Fani poate să termine meciul cu Lyon. Asta zic, poate iau un titi mai repede decât el. Știi că atunci se schimbă treaba. Da? Și sau Bedimo. Și Fournier e fricos. Adică dacă, de exemplu, Umtiti ia roșu la Mișii minutul 2, să zicem, gata. Fournier ce face? Schimbă. Din ei, da, exact. Melu ori pe da. Sigur, el nu va juca. Deși îți spun ceva, Lyon la ce echipă are acum și la capacitatea ofensivă, dacă ți-l dă roșu pe Umtiti, retrage efectiv, l-a duci pe Gonalons, fundaș, nu știu, faci ceva și lași pe aia trei în față, că ne rup și Raspinării și în 10. Deci trebuie să fii bău să îl scoți pe unul și să-ți aduci un fundaș, că atunci nu-i mai bați. Evident, dacă deja pierzi un om ofensiv, plus că ești în 10, te aleargă OM tot meciul, nu câștigi. Dar dacă tu rămâi cu trei ofensivi buni,
V-ar trebui tot timpul să rămână fundaș și gol. Ei nu rămân. Exact cum zicea Garand la meciul cu Caen. OM ataca în 8 și s-a apărat în 2. Adică cine erau? Fanii și cu Morel rămâneau. De aia ne-a rupt Caen. Bineînțeles și la 2-0 știam că ne vor face. Da? Am intrat în emisiune la TV și am zis că e o catastrofă. Era 2-0 pentru Marseille. În 2 minute s-a făcut 2-2. Știam, pentru că nu se putea să nu te facă. Ăia juca ofensiv ca la 0-0. Nu-i interesa că era 2-0. Da? Ori dacă vii peste ăștia obosiți pe final, îi faci. Deci tu nu trebuie să te baricadezi în spate, că în spate și dacă stați toți 11 în poartă, ăia o să marcheze un gol. Deci asta nu contează. Un gol intră oricum. Nu scapă nimeni pe velodrom cu gol neprimit. Dar ofensiv, aturile sunt net pentru Lyon. Deci din punctul ăsta de vedere, oricare dintre ei scapă, gata, i-a rupt în două, ăștia numai prin fault mai pot opri. Altfel nu se poate. Bun, hai că trebuie să luăm o pauză și continuăm. Ne-am întors, desigur, și îi dăm cuvântul corespondentului care este pe fir. Da, în principiu, până la urmă, ne ajută și faptul ăsta cu Chelsea, care are acum cu PSG și PSG, așa cum spuneai și tu, dacă nu trece de Chelsea din nou, se va strica atmosfera. Bun, la Bordeaux nu știu sigur dacă se vor încurca. Noi le-am dat 5, de exemplu, lui Bordeaux, dar cu dumneavoastră, poate cine știe, pe final nu or mai fi vreo unii care sunt la final de contract și așa, poate, sincer, na, la al 8-lea titlu, nu știu dacă e bine să sper de acum. Dacă un egal la dumneavoastră la locul 2, se cam vede, cum ziceau ăia. Da, e cam clar. De la TVR, da, ziceau ăștia de la TVR la Steaua cu Boro la 2-0 pentru Steaua, se vede Eindhoven de aici. Vlad Demăchescu cu nu știu cine, cu Grădinescu, se vede Eindhoven de aici. Și după alea da Macarone. Nu, păi așa e, pentru că să nu uităm că în caz de egalitate la puncte, contează golaverajul, Franța. Deci Lyon are 34, OM are 25, 9 puncte de golaveraj diferență. Deci chiar dacă v-am ajunge la puncte, tot n-ar fi destul. Așa că, într-adevăr, în cazul unui egal la Marseille duminică, rămân 4 puncte. Stai că noi mai avem meciuri grele. Avem acasă și cu PSG și cu Monaco. Deci șansele sunt mici. E clar, OM rămâne în cărți absolut dacă bate. Bate un singur punct diferență, ar mai fi 9 meciuri. Evident că nimic nu-i pierdut, pentru că un egal poți să faci oricând cu oricine. Deci asta nu e o problemă. Te egalează Nice acasă, minutul 94. Se poate întâmpla orice. Un punct. Sau nu dăm gol. Da, bineînțeles. Exact. Un gol, adică un punct diferență nu e nicio dramă. Da, sigur că deja dacă sunt 4, nu mai vorbim în caz de victoria lui Lyon, ar fi 7 puncte. Evident că s-a terminat și practic ar fi 8 cu tot cu golaverajul. Deci n-ar mai fi nicio discuție. În condițiile alea suntem out. Dar rămâne sigur bătălia pentru locul 3, care e foarte importantă, pentru că primul tur preliminar trecem și noi de Grasospor, așa cum au trecut și Lyon și Lille. Amândouă au jucat cu Grasospor, probabil că și Marseille se face tot cu aia la anul în primul tur. Deci batem pe aia. După care, atenție, sigur vine meciul ăla colosal în care va trebui să trecem noi de un Sociedad, de un, da, de un Bilbao, de ce dracu de echipă, de o Valencie, de ce s-o nimeri pe acolo. Da? Da, un loc 4 de prin Spania, Anglia, da. Sau... Complicat, sigur. Poate cine știe, avem un Bulan, nimerim un Liverpool, nimerim un Tottenham, ăștia sunt niște loseri, păi ai poți elimina vara. Hai să fim serioși. Dacă Bielsa rămâne, îi batem de, îi ascultăm la ureche, vă spun de pe acum. Pentru că dacă Bielsa rămâne și echipa s-ar duce pe ideea asta că să bată, să treacă în Champions League de pe locul 3, păi nu le-ar mai da nici măcar vacanță, mă. Deci ei direct după ultima etapă i-ar lăsa weekendul ăla liberi, după care ar trece la treabă. OMD a fost atât de bună în pregătirile sezonului trecut. L-am bătut pe Leverkusen cu 4-1, pe Willem cu 5-0 în amicale și așa mai departe. Am rupt pe toți, da? Am bătut Benfica, am bătut tot. După aia am intrat în campionat, aveam 7 puncte avans după primele 9 etape, tocmai pentru că pregătirea a fost făcută mult mai repede și mai puternică decât la ceilalți. Deci aici nu e problemă, asta zic, doar să rămână Bielsa, pentru că în cazul ăsta italienii, englezii care n-au campionat la vremea respectivă, n-au cum să te bată. Deci el va pregăti echipa pentru treaba asta
și eliminăm pe aia. Deci să nu uităm această chestiune foarte importantă apropo de locul 3. O altă echipă franceză? Nu, pentru că în Franța, sigur, antrenamentele și antrenorii sunt de altă mentalitate. Lyon sau Lille s-au gândit, nu putem să... să sacrificăm tot sezonul pentru acest meci și atunci au făcut o pregătire eșalonată, tipică pentru tot sezonul. Roma ar face o pregătire, pentru că e și presiunea lui Madame Dreyfus și a lui Labrun să intrăm neapărat în Liga Campionilor, deci și de pe locul 3 este singura echipă din Franța care ar avea șanse în acel tur preliminar, pentru că, încă o dată spun, nimeni nu va avea în picioare atât antrenament cât va avea Roma atunci. Deci măturăm pe jos cu aia. Exact cum am făcut vara asta, am bătut pe Leverkusen în cap pe fasole. Da? Ce contează că erau nemți? Peste tot, deci meciuri amicale, ai văzut, a fost prăpăd, am intrat în campionat, a rupt tot. Deci, nu, asta spun, din motivul ăsta, nu stătea nimeni, băteai pe Real Madrid atunci fără probleme, pentru că nu erau la nivelul tău de pregătire. O să știe clar, o săptămână sau două de pregătire în plus vara anulează absolut toată diferența pe care o face teoretic un jucător. Păi așa cum spuneai tu, în 2013 când am picat cu Real Sociedad, în ultimul tur, ca înainte să intrăm în Liga Campionilor, Olas i-a pedepsit pe ăștia, pe Brian și pe Gomici. N-am jucat cu ei în turul acela și n-au bătut ăia, ne-au îndoit. Poate altfel erau șansele. Adică a vrut să le dea o lecție sacrificând ce? Sacrificând intrarea în Ligă care putea fi... Asta unul la mână, așa e, dar pe lângă asta ți-am spus, nici Lyon și nici Lille sezonul trecut nu au făcut o pregătire axată pe meciul ăla. Da, adică nu sunt dispus să tragă foarte tare pe vară ca să aibă un recul, să zicem, pe iarnă. Evident. Pe toamnă, uite, s-a văzut la Lyon ce pregătire au făcut. I-a scos Astra, da? Dar ei s-au pregătit, de fapt, foarte bine. Adică, deja pe toamnă, după Astra, au început să tureze mai bine. Sigur, au avut și ghinionul ăla, că erau foarte mulți accidentați odată ce ei au revenit. S-a văzut că s-a lucrat ok. Acum sunt în plină formă. Acum trebuie să fii. Toamna și primăvara, astea sunt momentele cheie. Dar asta spun, OM va face o excepție, goată spun, dacă rămâne Bielsa, e obligatoriu, pentru că el, pe ăla nu-l interesează pauză, vacanță, la e ca profesorul nostru de română, care după ce aveam liber de 1 mai, pe 2 mai venea și zicea gata cu prăjiturile și cu cârnații, să trecem la treabă. Deci așa și aici, nu le va da pauză decât câteva săptămâni acolo, îi va urca pe garduri după aia, ca obiectivul să fie intrarea în Liga Campionilor, să iasă 40 de milioane mălai de acolo. Deci asta e clar. Celelalte echipe din Franța nu pun accentul pe ideea asta, pentru că nici n-au cu cine. Adică un antrenor de ăsta tipic francez, ăla nu va merge pe el, așa știe să lucreze. Da? Evident. Deci aici e cu amendamentul ăsta. Totuși că pentru noi locul 3 nu e chiar atât de prost ca pentru Lyon sau chiar pentru PSG. Da, sau pentru Lille. Doream să mai întreb ceva și atât. L-a adus Sagnol pe ăla de la Bayern München, pe Contento. Nu mi se pare că e cine știe ce, deși la Bayernul acela care ne-a eliminat pe noi în 2010, dându-ne 3 pe Gerland, bine, și cu condițiile alea că a luat Chris Roșu și am rămas într-un singur fundaș, Bumsong. Dar Contento era titular atunci la Bayernul ăla care ajungea în finala cu Inter, cu Mourinho. Bă, nimic. Adică... Da. Nu e să zici, Bedimoe peste. Da, dar știi de ce? L-am văzut și eu, da, știu pe Contento. Ideea este că el e un jucător, bă, să spun ceva, și pe Dante dacă l-aduci, și pe Alaba dacă l-aduci, poate chiar și pe Ai, că nu chiar pe Lam, că ăla e peste. Dar în rest, jucătorii ăștia de tip german, de-aia nemții nu se duc din Bundesliga decât foarte rar. Ei sunt ca africanii. Dacă scuți o piuliță de undeva și o muți în altă parte, el e zero barat. Da? Adică chiar și marii fotbaliști luați dintr-un context aparte și mutați în altă parte nu mai sunt buni. Deci la Bayern ăștia sunt niște lături. Păi dacă aia era apărarea lui Marseille, ne făceau praf toți cu Contento, cu Alaba, cu aia. Asta este eu, și aia dacă jucau în Franța erau vai mama lor. Dar în mașinăria aia a lui Bayern München, evident că au altă importanță. Deci acolo, asta e, joci nemțește. Altfel de unde toți amărâții ăștia de mijlocași defensivi germani în toată istoria naționale Mannschaftului au făcut praf practic toți atacanții și mijlocașii
ofensivi adversi. De creație. Da, numai pentru că erau nemțeloi, dar ei nu erau superiori, dă-l dracului pe Cross, că îi sub imbula. Da? Dar dacă l-aduci la OM, Cross nu face nimic. Da? Așa l-am avut noi pe Ingheson ăla, care era tăticul mijlocașilor defensive ăsta, de a murit acum recent. Da, că l-a adus... La Ingheson, de a fost, da, la Suedia, de a fost titular, exact, în sfertul cu România. Sigur, ăla a fost la Marseille, n-a jucat nimic, bă. Ce era unul dintre cei mai buni mijlocași defensivi din lume atunci. Deci asta spun, o piuliță din asta care e pusă într-un angrenaj de alt nivel, nu iese. Desigur, contentul în campionatul Franței e praf. El era bun, nu mare fotbalist. De altfel, foarte mulți atacanți buni, când au venit în Franța, n-au mai făcut nimic. Pentru că era alt sistem. Și toți ziceau, bă, dar ăștia fizic sunt foarte buni, toți fundașii fug după tine tot meciul. Nu erau obișnuiți cu stilul de la ei. Germania, de exemplu, tactic, e sub Franța la campionat. Deci nemții sunt și acum toți unde-i mingea. Ei nu au chestiunea asta, n-au stilul ăsta de joc. Ori un jucător modest, nu zic acum că l-aduci pe Götze sau aia, sunt buni și în Franța. Aduci pe unul de ăsta mare talent, l-aduci pe Lewandowski, l-aduci pe Schweinsteiger în vremurile lui bune. Schweinsteiger, sigur că de la 30 de metri îți marchează și în Franța, nu numai în Germania. Dar dacă aduci un jucător de ăsta mediu de la ei, bun, altfel Dumnezeu în Germania, nu face nimic în Franța la o echipă. L-aduci pe Alaba la Saint-Étienne. E zero. Corect. Se, da, ceartă cu Gradel. Da, e zero, da, exact. Gradel bate el, lasă-mă, bat eu, cine ești tu. Da? Se ceartă de vreo două ori, da, ăștia nu învață boabă de germană să-l ajute pe ăla, ăla nu știe în mare lucru, deci nu-l faci. Asta zic. Sunt campionate diferite unde nu se potrivește. De-aia neamțul nu merge, mă. El nu o să duce nici în Spania, nici în Anglia. Câți nemți sunt în Anglia? Nu se duc. Francezii se duc în Anglia, grămadă, se adaptează foarte repede, englezii sunt proști. Îi fac ăștia din... Ei și Gouffran era la un moment dat mare atacant, mă. Ajunsese la Newcastle, țin minte că a marcat vreo 6 etape la rând. Păi bă, în Franța, Gouffran era albul de la ASEA Târgu Mureș, mă. Deci era zero, dar era al treilea atacant. De Lyon și... Da, cu ăia, da. Bineînțeles, era slab, era rezervă. S-a dus la Newcastle, bine, până la urmă sigur că n-a rupt gura, s-a văzut și acolo, nu putea cât s-o tot țină. Dar câți, nu, câți francezi mediocri efectiv n-au ajuns să facă carieră în campionatul Angliei? Pentru că erau net superiori, bineînțeles, la tehnică și la chestiuni de genul. Anglia nu se joacă nimic, mă. Este înfiorător și acum nivelul. Îți spuneam acum, m-am uitat la Liverpool cu Blackburn, deci era sub viitorul cu Craiova, mă. Și era înfiorător meciul ăla. Sigur că dacă te întâlnești cu o echipă de aia în cupele europene, nu bați neapărat, pentru că tu trebuie să te și acomodezi oarecum cu stilul ei de a juca. Nu poți doar să-ți faci jocul tău. Sunt și ăia pe teren care au și ei o anumită aranjare, nu-i foarte ușor, dar la nivelul jocului sunt penibil, bă. L-am văzut atâta meciuri și cu Manchester City și cu... Nu se joacă nimic. Absolut nimic. Este un fotbal primitiv. Dar ei se uită. Exact cum alții mănâncă numai de la fast food și nu-și pun niciodată întrebarea dacă e bun sau nu. Așa e și campionatul Angliei. Da? Se uită lumea la el, pentru că până la urmă știi cum e. Ei au o pasiune pentru ceva, pentru tine nu contează. Au dreptate ăia, țin cu Leighton Orient, de exemplu. Păi ce contează că joacă bine sau prost? Da, evident, cu ei, bineînțeles, dar așa e și aici. Bine, ce mă interesează că OM, uite, mi-am uitat în 2001 când am scăpat de la retrogradare în ultima etapă la Sedan. Am făcut un 2-2, de-a dat Bakayoko două goluri. Simiteram la Eurosport, în ultima etapă am scăpat de retrogradare jucând la Sedan. Picam dacă nu eram. Am terminat două campionate pe 15 la rând, în 2000 și în 2001. Ce contează? Asta era, tot aia era pentru mine, că jucau la locul 15 sau se băteau la titlu. Da? Și tot meciurile alea le urmăream, tot asta mă interesa, nu mă uitam la Bayern cu Borussia Dortmund, se rupea, sau la Real Madrid cu Barcelona. Stăteam, toată ziua tremuram, vomam, când se apropie meciul de la Sedan. Deci nu mă interesa, asta spune, exact ca ăla. Ce contează că nu joacă nimic, Fulham? A luat 6-1 Fulham bătaie weekendul ăsta pe nu știu unde. Ce crezi că ăia acum se uită la Manchester cu Arsenal în seara asta în cupă? E doar în șpiț. Se uită la Fulham, da? Asta, da, înseamnă să ții cu o echipă, dar nu mă uit la Messi, nu mă interesează Messi, mi se rupe de el. Da? Eu trebuie să văd aici de Fanny, de Morel, de ăștia. N-am grijă lui. Da,
N-am grijă ăstora, bineînțeles. Deci aia spun că suporterul unei echipe în contează să joacă bine sau joacă prost. Pentru că tot un chinie. Și dacă joacă bine și dacă joacă prost. Bun. Mulțumim de intervenție. Mulțumim de intervenție. Exact. Mulțumim de intervenție corespondentului. Trebuie să luăm pauză. Luăm o pauză și ne întoarcem. Încheiem, dragi prieteni, cu Liga 1, dar nu ne-am grăbit să tragem concluzii întrucât Petrolul joacă astăzi de la ora 18 cu CSMS Iași. O echipă aceasta ieșană în formă de la reluarea campionatului și o să vedem dacă se păstrează avansul Stelei de 5 puncte în clasament. După ce Steaua a câștigat previzibil ieri cu CFR Cluj, un gol venit târziu, minutul 78 al lui Țucudean, după ce atacantul stelist înlocuise pe Raul Rusescu puțin timp înainte. În fine, era inevitabil că Steaua trebuie să câștige. Dacă n-ar fi câștigat, ar fi fost prăpăd. Petrolul, învingând Iașu, s-ar fi apropiat de Steaua la 3 puncte, ceea ce ar fi fost într-adevăr dramatic pentru ierarhia primei noastre divizii. Așa rămâne un clasament încă la discreția Stelei, deși se vede că Steaua șchioapătă. În cazul în care Petrolul câștigă astăzi, bătălia va continua. De notat și a patra victorie consecutivă a celor de la Târgu Mureș, despre care spuneam, dacă mai țineți minte, la începutul campionatului că sunt favoriți la titlu și că ar trebui să câștige campionatul. E, iată că acum nu mă mai înjură nimeni când spun lucrurile astea. Într-adevăr, astea Târgu Mureș are cel mai bun lot în Liga 1, dar și-a bătut joc în prima parte a campionatului, când a fost prost strunită și prost menegeriată. N-a câștigat din 20 de meciuri decât 11, ceea ce practic este o crimă, având în vedere nivelul atât de scăzut al acestui campionat. ASEA ar fi trebuit să se bată cu Steaua de la egal la egal în trecerea internă. Sigur că a avut noroc ASEA cu Dinamo, dar și știți cum ești cu norocul, face parte din joc și întotdeauna când ești mai norocos decât adversarul, înseamnă că ai fost și un pic mai bun. E greu să spui, bă, am avut noroc cu Bayern München. S-a auzit vreodată vreo echipă în situația asta? Nu există. Sau el ce se bată pe Real Madrid cu noroc? Norocul e întotdeauna la ăla alalt. Deci dacă marchezi în minutul 90, dacă ai noroc în desfășurarea meciului, înseamnă că ești un pic mai bun decât adversarul, pentru că așa se traduc toate astea. Norocoșii sunt cei care câștigă. Mereu. Tu nu-l faci niciodată pe ăla. Echipa mai bună nu pierde minutul 95. Decât dacă e vrie, decât dacă traversează o perioadă foarte proastă, acolo sunt întotdeauna aia slabi care o pățesc. Dinamo a rămas în 10, a încasat de la Gabi Mureșan 2 euro goluri, cum se spune la noi. Dar sigur, ASEA mai are mult până departe. Deocamdată este la 3 puncte în spatele Petrolului, dacă Petrolul bate astăzi pe Iași. Urmează un meci la Chiajna pentru ASEA, o echipă aproape imposibil de bătut în momentul de față. Și la cât de prost s-a prezentat Târgu Mureșul de la începutul sezonului, spuneam, 9 meciuri din 20 n-au fost câștigate, ceea ce e enorm pentru echipa pe care o aveau. Ei bine, la fel de mult putem să lăudăm Chiajna, care din 20 de meciuri n-a pierdut decât 6, ceea ce mi se pare uluitor. Deci ăsta este tipul de meci pe care ASEA nu l-a câștigat în tur niciodată în deplasare, nici la Iași, nici la Galați, locuri unde trebuia să bați. Și atunci astăzi era în luptă pentru titlu, dar n-au avut mentalitatea. Antrenorii au fost modești. De asta și spuneam, ce să fi făcut Falub acolo? Păi ASEA trebuia să aibă după 9 etape 7 victorii, 2 egaluri. Ce să facă Falub? Bineînțeles că trebuia să-l dai afară. A avut dreptate și cu Stanciu. O tot trăgea el că nu, că s-a făcut treaba. Păi nu s-a făcut, trebuia să fie pe locul întâi echipa, ce campionat e ăsta? Oameni, vedeți că a venit Cârțu la Craiova cu Săndoi din nimic, ăla de echipă, n-au mai pierdut de 14 etape. Deci foarte ușor în Liga 1 dacă ai o disciplină. Chestia asta am spus-o ani de zile și până la urmă am avut dreptate și cu titlul câștigat de Galați și de Urziceni și CFR-ul care a venit nicăieri și a devenit. Sigur că au fost ajutate de arbitri, sigur că au fost blaturi, dar au câștigat până la urmă. Adică un pic de rigurozitate îți poate permite la noi, nu trebuie să fii strălucitor. Craiova n-are niciun mare jucător. Vorba lui Cârțu, în afară de Baua, bă, la, în rest toți sunt la fel.
dar disciplinați, struniți într-o anumită, într-un anumit mecanism, ei pot să creeze, să pună probleme oricui. La cum să joacă în retur, ce te tem de Steaua? Ei nu reușește să dea ultimei clasate decât un gol pe teren propriu, minutul 7-8. Păi n-ai ce să te tem de ei. ASEA va juca pe terenul Stelei în retur. Trebuie să se ducă să câștige acolo, mă. Dacă pretinde la ceva. Bineînțeles. Da, sigur că nu va fi cazul. Normal că ei se mulțumesc cu puțin. Și de asta este un campionat așa cum e. Bun, anul ăsta e și stresul, că pică 6. Situația, într-adevăr, nemai întâlnită în Europa. Mulți antrenori de la echipe mici de la noi spun mereu lucrul ăsta. Dar hai să fim serioși. Sunt anii de gestiune a lui Mitică Dragomir. Trebuie să scăpăm cumva de ei. E normal. Dacă nu s-a revoltat societatea sportivă până acum, asta este. Trebuie să suporte consecințele. Bineînțeles că pică 6 pentru că nu se mai poate face față. Cum să mai joci în România cu 18 echipe? Păi niciodată în istorie nu s-a mai jucat cu 18 echipe. Ăsta e ultimul an. Și va mai fi vreodată posibilitatea să ții 18 echipe în Liga 1? E gata. Hai că și asta cu televiziunile, cât credeți că durează? Mai bagă ăștia bani câțiva ani, dar dacă li se înfundă și lor la un moment dat pe undeva, gata, s-a terminat. Nu o să mai bage niciun ban. Și atunci la revedere cu campionatul, o să ajungem la campionat cu 10 echipe. Noi nu ne permitem să jucăm în 18 echipe. Avem 7-8 echipe de Doamne ajută și după care gata. Restul ce importanță are că sunt în Liga 1 sau în Liga 2? Pe cine interesează? Joacă Chiajna sau Iașu sau Ceahlău sau Mediașu sau Oțelul în Liga 2? E același lucru. Românul nu are nicio treabă, nu are niciun Dumnezeu, finalmente. N-ai nicio pasiune, el se debarasează de orice cu lejeritate. Are obișnuința care joacă un rol, asta da, s-a obișnuit așa. Dar în momentul când nu mai iau, românul se obișnuiește și fără. El nu se revoltă. Deci să nu credeți că dacă astea rămân orașele fără fotbal, vedem că au rămas atâtea fără fotbal, nu mai au fotbal de mult. Aradul, Oradea, Bacău, iată, sunt atâtea, Piteștiu, au rămas definitiv, Brăila, niciun fotbal, ce, în Moldova, ce, Suceava mai are fotbal, sau, s-au terminat, tată, Vaslui, gata, a ieșit și ea din scenă, n-a făcut nimeni tărăboi. Timișoara, bineînțeles, a rămas, bun, hai să zicem că mai promovează, din când în când mai vin câte unii și din Liga 2, are o ebă, n-ai nicio importanță la noi. Se poate supraviețui și cu 10 și cu 12 echipe, lumea o să se obișnuiască și așa. Rapidul că joacă în Liga 1 sau în Liga 2, că cam tot aia e. Nu trebuie să plângem, uite și CFR Cluj. A venit, a creat acolo, erau multe ștrângărițe dintre astea, studente de astea care se duceau pe la meci și puneau fularul în jur gâtului. Acum o să meargă în altă parte. O să stea în cămin alea două ore când juca CFR-ul la în Liga 1. Să duce și CFR-ul, nu-i pierde nimeni din lucrul ăsta. Nu există legende. Astea sunt povești. Am îmbrăcat și noi niște cuvinte ca să spunem că suntem la fel ca alții. Copiem și noi pe alții. N-avem nicio tradiție, mă. La alții, când OM sau Napoli jucau în ligile inferioare, aveau mai mulți spectatori ca în prima ligă. Aveau 60.000 de oameni. Rău încolo. Napoli ajunsese la un moment dat, parcă era în Liga 3-a. Se duceau mai mulți suporteri decât la meciurile din prima ligă. Marseille, când a stat ea 2 ani în Liga 2, a avut mai mulți suporteri decât avea PSG-ul atunci. Lyon nu exista în vremea aia. În anii 90 era asta. Da. Deci erau în Liga 2, la revedere, aveau, jucau acasă cu Caen sau cu Dunkerque, aveau mai mulți spectatori decât aveau echipe din prima divizie. Aia însemna, aia era fotbalul până la urmă. Da. Acolo conta, tată. Te-ai dus în B, era o dramă, într-adevăr, adică se simțea. Pierdeau economic ăia în prima divizie, pierdeau la încasări, pierdeau la drepturile TV. Sigur, dar la noi n-are nicio importanță. Un campionat oricum altuit, făcut așa în pripă, chiar nu contează ce se întâmplă pe teren, pentru că oricum ierarhia pentru sezonul viitor va fi aranjată din punct de vedere financiar. Aia care pot să se întrețină bine și dacă nu, la revedere. Ne auzim mâine, o săptămână europeană, să nu uităm Champions League și Europa League în meniul zilelor care vin. Rămâneți cu bine!